dragi prieteni, la o nouă emisiune, Testul de Sinceritate. Sunt Dan Lungu. Iată că ne apropiem cu pași repezi de campanie electorală. Ne apropiem de momentul în care începe bătălia politică la nivelul fiecărei localități. Până atunci însă, după cum spuneam și în ultima emisiune, tragem aer puternic în plămâni și simțim mirosul acesta de campanie, simțim mirosul acesta de bătălie politică. De aceea și în emisiunea de astăzi vom încerca să vorbim despre apropierea alegerilor, vom încerca să vedem cum vede apropierea alegerilor și cum vede momentul din 10 iunie un partid intrat nou în eșichierul politic, un partid new entry, am putea spune, un partid care în sondaje este cotat destul de interesant și ar putea să facă multe jocuri. Tocmai de aceea îi spunem bun venit la Testul de Sinceritate domnului Cornel George Comșa, președintele Partidului Poporului Dan Diaconescu, organizația județeană Alba. Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit. Vă mulțumesc și eu că ați acceptat provocarea la Testul de Sinceritate. Repede, întrebarea pe care le punem tuturor celor care vin pentru prima dată la Testul de Sinceritate. Domnule Comșa, cât de sincer vă considerați? Sunteți un om sincer? 100%. Chiar franchețea și sinceritatea mi-au adus de multe ori de servicii în viață. Nu știu dacă... Și avantaje, poate, și avantaje, dar și de servicii. Primul politician care spune și recunoaște lucrul ăsta. Eu întrebam de fiecare dată ulterior, spuneam, dar nu v-a adus și dezavantaje această sinceritate? Da, este... În primul rând că eu nu sunt un politician, sunt deocamdată la începutul carierei. Sunt licențiat în științe politice, m-am ocupat cu consultanța politică în ultimii 14 ani și cred că n-ar trebui să mai existe această profesie în România de politician. Este o profesie pe care televiziunile o uzitează, mass media, și probabil o supralicitează. Politician și analist politic. Sunt două lucruri care cred că în nomenclatorul de meserii nu există, dar toată lumea crede că există și le folosește până la uzură. Păi, cam avem și unii și alții, analiști politici pe toate televiziunile, politicieni... Care sunt ingineri, care sunt doctori, care sunt psihologi, dar nu sunt analiști politici, nu există așa ceva, analist politic. Politicieni avem și... e o meserie destul de bănoasă, să știți, în România. Da, avem deputați, senatori, avem aleși în structuri locale, dar politicieni mai puțini. Dar ce trebuie să însemne până la urmă politicianul autentic? În primul rând, eu, pentru că am studiat științele politice, întotdeauna mă întorc la esență. De unde a plecat această noțiune de politică? Și în antichitate, politica era, și cred că și acum ar trebui să revenim la această chestiune, era implicarea în viața cetății. Este actul public, este punerea competențelor tale în folosul cetățenilor a cetății. Fie că cetatea este oraș, comună, țară, județ și așa mai departe. Deci m-aș întoarce la Aristotel și la lucrarea lui, care se numea chiar așa, Politica. Și unde discipolul lui Platon chiar făcea o foarte interesantă dihotomie între polites și idiotes. De acolo vine și rădăcina unui cuvânt peiorativ astăzi. Polites erau cei care se implicau în viața cetății, le păsa de ce se întâmplă în afară de pragul casei lor. Idiotes erau cei care preferau să mănânce, să bea, să se distreze, să lucreze câmpul și să nu se preocupe prea mult de ce se întâmplă în afara universului lui mic, celula familială. Aristotel spunea, ca să încheiem cu acest subiect legat de științele politice, spunea, dacă nu mă înșel, și că omul este un animal politic în esență și practic fiecare dintre noi, vrând nevrând, suntem mai mici sau mai mari politicieni. Ei bine, întrebarea pe care și-o pun toți, cred că și-o pun și cei care se uită acum la noi. De ce, domnule Comșa, ați ales Partidul Poporului? Da. În primul rând, am ales să mă implic în viața cetății, după ani de zile în care am făcut consultanță politică, după ani de zile în care am fost
angajat al unor instituții, cum ar fi Guvernul României sau Casa Regală, am preferat să fac un pas în spațiu public și să mă angajez politic. Este practic al doilea gest de implicare pe care îl fac în viața mea. Sunt tânăr, încă n-am împlinit 35 de ani. Mulțumesc la fel. Primul l-am făcut din credință și devotament. Am înființat de la zero un partid care se numea Noua Democrație. În 1999 l-am început, în 2001 l-am înregistrat. Și aceasta este a doua inițiativă pe care o am publică. Și de fapt este și lansarea mea în spațiu public, nu doar în Alba Iulia, ci și la București, pentru că eu sunt în echipa de strategi la nivel național a Partidului Poporului Dan Diaconescu. Am ales Partidul Poporului pentru că este singurul partid deschis în momentul de față în țara românească și este singurul partid care mai respiră, care are o energie pe care o simți atunci când mergi în teritoriu. Nu o simți uitându-te la analiștii politici, dar o simți când te duci, o să dau o exemplu din județul Alba, dar am fost și în alte județe în ultimii 2 ani. O simți la Lunca Mureșului, la Vințul de Jos, la Lopadea, în locuri în care nu am mai crezut că politica mai înseamnă ceva. Am crezut că există o rejectare masivă a prezenței publice a tuturor politicienilor, fie că sunt ei de dreapta, de stânga, de centru, trecuți sau mai proaspeți, dar când am văzut energia care este încă în poporul acesta român și energia pozitivă care împinge această mișcare politică. Nu este neapărat un partid construit după niște reguli clasice. Este o mișcare politică, dar una foarte puternică și una care a coagulat aceste energii de care vorbesc. Și pentru că le-am simțit, pentru că sunt un om sincer și deschis, sunt un om adevărat. Și m-am întâlnit cu oameni adevărați, nu cu niște fandosiți politici care mi-explicau diverse lucruri la un post TV. Pentru că această realitate și comunicare între oameni m-a frapat, efectiv. N-am crezut că în anul 2012 sau 2011 oamenii mai pot vorbi cu pasiune despre schimbare, despre politică, despre implicare socială. De asta am și intrat. Bine, acum poate vă deranjează sau aș vrea să vă întreb dacă vă deranjează și acele răutăți. Despre Partidul Poporului, și nu vreau să vă supărați pe mine, se spune, domnule, este un partid născut în garsoniera OTV. Dacă n-ar fi OTV, partidul nu ar avea consistență. Este adevărat? Nu. Cine spune așa ceva, e clar că face o afirmație superficială, pentru că nu cunoaște ce este PPDD-ul. Și pot să vă spun în felul următor. Da, nucleul de unde a plecat această mișcare politică este omul Dan Diaconescu. Cu bune, cu rele, cu calități, cu dezavantaje. În jurul lui Dan Diaconescu și a unei emisiuni în care oamenii au putut intra în direct cu el, nu ai unei emisiuni în care analiști politici le spuneau oamenilor cum să gândească, ci unei de impact direct în care a intrat cetățeanul de la Satu Mare, de la Brăila, de la Alba Iulia și a întrebat direct pe, nu știu, personajul central acestui partid, acestei mișcări, care este soluția pentru problema mea. Deci acolo pot să fiu de acord, deci parțial, cu aserțiunea că a plecat dintr-o garsonieră. Bine, acum studiourile TV sunt cele mai mari din, poate nu știu cei care spun asta, dar sunt cele mai mari studiouri din țară. A început odată într-o garsonieră pe calea Victoriei, pe Bulevardul Maghieru, dar acum studiourile sunt undeva pe Bulevardul Preciziei, în Militari, și sunt gigantice, deci nu e... Nu e cum așa. Nu speculează cumva acest partid. Credulitatea, sărăcia, lipsa de informare, și să nu fiți dezamăgit că spun asta sau să nu vă enerveze lucrul ăsta. Nu mă enervez, sunt prostia. Prostia. Nu, chiar nu. Această abordare în care
Unii consideră Partidul Poporului Dan Diaconescu doar un instrument construit pentru manipulare sau prin manipulare, este total greșită. Și vă spun că am întâlnit acești oameni adevărați peste tot în țară. Nu poți să spui că oamenii cu care te întâlnești în comunele acestei țări sunt niște proști, sunt niște încuiați, sunt niște săraci care nu au altceva de mâncare decât OTV. Actul politic, în general și în România în special, este construit pe anumite personalități și pe anumite trucuri pe care le folosesc și antenele, le folosesc și televiziunile care sunt cu puterea. Manipularea există peste tot. Știți că este manipularea și, din păcate, în politică, pentru că spuneați că aveți o experiență foarte mare în domeniul acesta al consultanței politice, sunt doi termeni. Pe de o parte, manipularea, persuasiunea. Până la urmă, ar trebui totuși să ne uităm și spre acest partid ca un partid care poate manipulează prin promisiunile pe care le face, prin promisiunile pe care le lansează, prin faptul că am văzut de multe ori și, sincer să vă spun, înainte să avem această întâlnire, am zis, domnule, trebuie să... Nu sunt un fan al lui Dan Diaconescu, chiar dacă provine din aceeași zonă ca și mine, dar... Sunteți citadini. Citadini, să spunem așa. Dar am vrut să văd ce se spune acolo. Și am văzut, domnule, noi luptăm împotriva ciocoilor, noi luptăm împotriva celor care până acum v-au făcut rău și așa mai departe. Dar cum? De unde suntem siguri că aceste promisiuni se vor îndeplini? Păi vom fi siguri că aceste promisiuni se vor îndeplini în momentul în care oamenii care participă la acest act de schimbare vor face pași în acest sens. Schimbarea nu poate să o facă un singur om, fie că se numește el Diaconescu sau Băsescu sau Crin Antonescu sau Ponta. Schimbarea vine prin tocmai această implicare socială de care v-am vorbit. Și schimbarea, credeți-mă, se produce chiar în aceste momente în care vorbim, în toate comunele din această țară, în toate comunitățile din această țară. Putem fi siguri că ea se va produce, nu putem fi siguri cum va fi configurația ulterioară datei de 10 iunie, 11 iunie, dar ce vă asigur este că eu, pentru județul Alba, pentru că sunt președintele acestei organizații județene, am selectat cei mai potriviți oameni dintre prietenii mei, dintre oamenii cunoscuți, dintre oamenii pe care îi admir, și acești oameni în actul de administrație în care se vor implica, că mai întâi sunt alegerile locale, după care vorbim de alegeri generale și de guvernare, când poți să schimbi ceva la nivel macro. Dar din fiecare localitate, cât de mică poate să fie Cerul Băcăinți cu 200 de votanți, de acolo pleacă schimbarea și oamenii aleși de mine, cred, selectați pentru a oferi o șansă de creștere județului și municipiului Alba Iulia, sunt foarte buni. O să vedem la lucru după 10 iunie. O să vreau chiar să-mi dezvăluiți legat de aceste liste, de candidații dumneavoastră, dar înainte vreau să vă întreb că nu m-am dumirit un pic cu apropierea asta de Dan Diaconescu, de Partidul Poporului, de OTV. Și vă întreb direct, domnule Comșa, sunteți un fan OTV? Sunt un fan al muzicii americane, afroamericane. Sunt un fan al sportului. Nu sunt un fan al niciunei televiziuni, că se numește OTV sau ProTV sau... Chiar nu am timp de a mă uita la televizor. A fi fan înseamnă... Da. Da, erați un telespectator, haideți să nuanțez un pic. Da. Erați un telespectator OTV înainte să vă decideți să ajungeți în Partidul Poporului? Adică dacă veneam seara acasă și mă puneam direct pe OTV și... Nu neapărat dacă vă uitați toată ziua la OTV, dar dacă era una dintre televiziunile pe care o... La emisiunea lui Dan Diaconescu, în special de când a început să atingă subiecte politice, nu cazuri sociale care nu mă priveau în mod direct. Sau adică care nu v-ați uitat la Elodia, celebrul serial Elodia? Să știți că Elodia a fost un serial care a vândut foarte bine, a făcut rating, iar în calitatea lui de jurnalist, strict jurnalist la acea dată, Dan Diaconescu a fost cel mai vizionat în această țară. Deci n-aș lua în derâdere actul unui coleg de-al dumneavoastră. L-a făcut cum a crezut el de cuvință să-l facă, l-a făcut bine, lumea s-a uitat, erau oameni care își lăsau lucru pe câmp și se duceau să vadă ce se mai întâmplă, au mai găsit ceva.
Nu m-am uitat la Elodea, vă spun sincer, nu m-a pasionat cazul. Eu cred că este treaba organelor abilitate să stabilească ce și cum în fiecare caz de genul ăsta. Dar de când am început să colaborez cu Dan Diaconescu și din momentul în care am început să lucrez și eu la emisiunile care s-au produs la OTV, pe teme politice, bineînțeles, mă uit, pentru că este o comunitate la care aparțin, este un partid la cărui creștere am participat aproape de la zero. Când am intrat în echipa lui Dan Diaconescu, partidul avea 8% la nivel național, acum cred că este undeva la 20%. Așa spun sondajele. Deci, da, răspunsul meu este mă uit, consum politică multă, însă nu sunt un fan al niciunei televiziuni. Aș vrea să-mi explicați, acum eu vă întreb ca și cetățean, nu neapărat ca și jurnalist, cetățeanul Lungu este destul de contrariat când a văzut o anumită promisiune. Uh-huh. Acea promisiune care face vâlvă legat de OTV, a fost și anumite discuții cu un alt, discuții cu un alt partid, propune promisiunea ca fiecare român să primească 20.000 de euro dacă Partidul Poporului ajunge la putere. Eu am făcut un calcul așa, nici nu trebuie să ai foarte multe cunoștințe de aritmetică, dar depășește de nu știu câte ori PIB-ul României dacă adunăm. Da. Care e întrebarea? Întrebarea este, e realizabilă această promisiune? Mie mi se pare un pic o chimeră. Da. Înțeleg. În același timp, vreau să vă spun, să pun problema în alt fel. Dan Diaconescu, pentru că folosește cifre, este inginer de profesie, tinde de multe ori să facă niște calcule care ne pot surprinde pe noi care suntem umaniști sau așa, dar să știți că acei 20.000 de euro sunt calculați pe o sumă estimată că s-ar fi evaporat din 1990 încoace. Nu vorbim de PIB-ul actual, dar este o sumă care s-a dus în buzunare necunoscute și care, dacă ar fi împărțită la românii, populația actuală de pe teritoriul României, ar ajunge la acea sumă. Nu va da Dan Diaconescu un card cu 20.000 de euro, dar pot să vă spun că buna gestionare a bugetelor locale, a bugetului acestei țări și atragerea de investiții la nivel local sau la nivel național poate să crească șansa unui om să profite de bani care acum s-au dus în niște buzunare private. Da, dar vedeți, acum omul simplu și acum sincer vă spun și eu, în momentul respectiv când l-am ascultat de două ori pe Dan Diaconescu, spunea, domne, vom da 20.000 de euro. Omul gata se gândește, voi fi cu 20.000 de euro în buzunar, îmi deschid o mică afacere, chiar le spunea și pentru tineri, și pentru cei mai vârstnici și așa mai departe. Adică ar trebui un pic nuanțate și un pic explicate. Nu ajungeți tot în zona aia populismului și a promisiunilor fără acoperire? Eu nu ajung în nicio zona populismului. Eu sunt președintele PPDD Alba și promit doar ceea ce pot să fac. Și voi face ceea ce promit, prin oamenii mei și prin ceea ce cred eu că trebuie făcut aici, în județul Alba. Adică să înțeleg că nu întotdeauna sunteți de acord cu Dan Diaconescu în toate aceste promisiuni politice. Nu sunt de acord cu Mircea Gioana, nu sunt de acord cu Crin Antonescu, nu sunt de acord cu mulți lideri care fac promisiuni neacoperite. Sunt de acord cu Dan Diaconescu aproape în fiecare aspect al discursului său politic, însă fiecare om mai are și exagerări, e clar. Și exagerează destul de mult în ultima perioadă? Nu exagerează în ultima perioadă și nu cred că a exagerat nici înainte. Pur și simplu își construiește o bază pentru a arăta că adevărata schimbare care se va produce după 10 iunie în România poate să aducă beneficii pe care populația doar le-a bănuit până acum. Simplu. Aș vrea să vă întreb și ca analist politic și acum încheiem această parte generală a discuțiilor noastre, cum de a ajuns să fie sau cum este popular, cum este un partid al poporului, o formațiune
care se identifică și care practic este condusă, din umbră să spunem așa, chiar dacă nu legal nu este condusă, de un personaj foarte bogat, asupra căruia planează tot felul de suspiciuni privind această îmbogățire, a avut chiar anumite probleme cu legea, chiar dacă există încă prezumția de nevinovăție, dar a fost un pic arestat și așa mai departe, l-au plimbat, a ridicat cătușele în fața televiziunilor, are iaht, are elicopter, are Rolls, ce scuze că am făcut acum o referire spre o anumită marcă de mașină, dar care până la urmă nu prea se identifică cu românul de rând și cu personajul care se uită în fiecare seară la OTV. Da, este foarte simplu. Românul de rând împarte bogații acestei țări în două. Unii care au plecat de jos și au construit o carieră organică și o avere justificabilă și alții care au avut afaceri cu statul, au furat din buzunarul lor și au sume de bani pe care nu pot să le justifice. Dan Diaconescu, spre bucuria mea și spre evidența pe care am întâlnit-o în teritoriu, se încadrează în prima categorie. A venit de la Caracal, de unde sunteți și dumneavoastră, într-un oraș mare, a muncit, a luat jurnalismul începând din 1990 de la zero, a construit în viața asta, a construit ziare, poate știți că împreună cu Marius Tucă a făcut Jurnalul Național, a pus bazele trustului lui Voiculescu până la urmă. A fost în multe structuri media și în anumite structuri de putere și, în 22 de ani de zile, acumulările sunt evidente. Faptul că eu m-am dus la Brașov și oamenii în vârstă l-au văzut dându-se jos din acea mașină de care vorbiți și au pupat mâna, pentru mine a fost ceva neverosimil. N-am crezut că cineva face asta în România, într-o Românie de seară, de oameni săraci, să facă un asemenea gest pentru un om avut, înstărit. Da, domnul Comșa, dar de unde sunteți dumneavoastră așa de sigur că Dan Diaconescu își va menține toate aceste promisiuni? De unde știți că nu va întoarce imediat după alegeri tot ceea ce a promis? Pentru că am început să-l cunosc și pentru că Dan Diaconescu nu se, este liderul acestui partid, dar nu se suprapune cu corpul gigantic pe care acest partid îl are acum. Deci doar în județul Alba eu am sute de oameni care candidează acum. Am dosare pentru fiecare comunitate locală, am 88.600 de pagini A4 printate, care le-au scris oameni cu mâna lor. Acești oameni, multiplicați cu 41 de județe și cu Bucureștiu, și o să vedeți că sunt milioane de pixuri care scriu astăzi, până marți, listele de candidați. Deci Partidul Poporului Dan Diaconescu nu se suprapune integral nici ca imagine, nici ca structură, nici ca oameni peste un singur personaj. El este generatorul, este baza de 10-15% de simpatie care ne-o dă peste tot în țară. De acolo vine munca noastră. Vine munca mea la Alba Iulia, vine a lui Dorin Șerdean, candidatul nostru de primar, a lui Ion Marincaș, candidatul nostru pentru Consiliul Județean. Aici se suprapun oamenii mai mici din partid. Oamenii care sunt în toate comunitățile și care sunt lideri în comunitățile lor sau au un cuvânt de spus. Mai mic, mai mare, vom vedea în 10 iunie. Haideți să vă citesc și câteva dintre întrebările pe care vi le lansează cei care ne citesc site-ul și ne întreabă o doamnă sau domnișoară, Geta, cum e să treci de la monarhie la socialism? Să ne spună și nouă ce explicație ar da regelui Mihai. Da, în primul rând, regele Mihai nu mi-a cerut niciodată o explicație. În al doilea rând, general vorbind, că am vorbit despre politică, toate monarhiile din Europa, care o duc încă bine și care stau bine pe picioare, sunt susținute mai bine de socialiști decât de liberali sau de alte. Este și în România cazul. A fost și în Spania. Cel mai mare rege pe care l-a avut Europa în ultimii 50 de ani, Juan Carlos, a fost pus de socialiști rege. Deci Franco, generalul Franco,
că nu puteți să, nu știu dacă era socialism, dar poate era mai mult decât socialism, sau mai puțin, l-a pus rege pe Juan Carlos. Deci, între, dacă vorbim la nivel conceptual, dar o să vorbim și la nivelul personal, că dânsa se referă probabil la cariera mea. Deci nu există nicio discrepanță între aceste forme de guvernare sau de sau opțiuni politice. Nu, da. Poate se referea la faptul că dumneavoastră, m-am uitat și eu peste CV-uri dumneavoastră și am văzut, ați lucrat foarte mult la Casa Regală și ați fi avut mai mult o apropiere spre această zonă. Pe când Partidul Poporului, trebuie să spunem, este un partid care merge foarte mult și pe ideea asta un pic populistă și pe ideea spre social, spre apropierea de oameni și așa mai departe. Păi la fel merge și Casa Regală. Casa Regală, nu doar aici, ci în toată lumea, coroana este simbolul cetății. Coroana nu este doar ceva ce poartă regele pe cap. Coroana este, de fapt, în personificarea unei unități. Că este regională, dacă e o cetate-stat, că este națională, că, dacă e o națiune în această coroană. Deci, la nivelul, am spus asta la nivelul conceptului, la nivel personal, doamna poate nu cunoaște toate detaliile evoluției mele profesionale. Eu am lucrat pentru familia regală din 2002 în 2006, după care, deci au trecut cam 6 ani de atunci, după care am înființat o companie de consultanță politică și am avut clienți din toate zonele de, cum să spun, partinice, nepartinice, de business. Adică am lucrat cu oameni din PNL, am lucrat cu oameni din PSD, am lucrat cu oameni și din PDL, am chiar și acum cereri de la, pentru că mă știau ca și consultant. Adică am cereri din județe, multe județe ale țării, din Caraș și Constanța, de exemplu, unde aș fi putut să prestez o consultanță politică pentru PDL. Deci eu n-am sărit de la OTV. E viața mea, pur și simplu. În 6 ani de zile omul lucrează și până la urmă este tot un lider. Dacă regele Mihai are o statură și este cel mai mare român în viață, după părerea mea, și tot pe poporul român se legitimează, Dan Diaconescu este un lider ridicat prin media, confirmat politic, sau va fi confirmat politic în iunie, și sigur, cu o mare apetență la public. Deci nu... Ne întreabă un alt cititor, dacă vine Dan Diaconescu la putere, de unde dă el salarii și case la toți românii așa cum promite? Din ce bani? Din buzunarul lui? Și nu mai continuăm, că e destul de dură afirmația. Da, păi am discutat despre aceasta, nu trebuie nu, să... Nu, acum, casele nu am discutat, că am tot văzut că se semnează la OTV, v-am spus. Acum, vrând, trebuie să mă uit ca să mă documentez. Am văzut că se semnează tot felul de repartiții în alb la București, veți da și la Alba. Este un formular care se... Într-adevăr, se semnează. E vorba de locuințe sociale. Sunt oameni care sunt foarte mulți oameni pe drumuri în țara asta și o locuință socială, orice buget local și-o permite. Chiar un complex de locuințe sociale. Cifra de afacere a Bucureștiului este de 5 miliarde și jumătate de euro. Atâți bani se circulă în București. Bugetul este de 1 miliard și vreo 500 de milioane de euro. Ca să faci un cartier de locuințe sociale, nu te costă foarte, foarte mult, s-ar putea să fie chiar la un cost calculat pe blocuri de 10 etaje cu anumite structuri care se fac foarte ieftin, dar nu neapărat se duc la primul cutremur, ci sunt rezistente și oamenii le pot folosi să aibă un acoperiș asupra capului. Costul unui apartament normal poate ajunge la 20.000 de euro, cei 20.000 de euro de care făceam vorbire mai devreme. Deci nu va da din buzunarul lui, în schimb, ce poate să ofere un candidat, că este pentru București, că este pentru Alba Iulia, este o altă viziune asupra banilor comunității. Oferiți aceleași promisiuni și la Alba Iulia? Sau la Alba? La Alba Iulia noi nu oferim promisiuni și la Alba Iulia avem lucruri concrete. Până când nu se concretizează, sunt încă promisiuni? Nu. Pentru că vom avea, încă n-a început campania, dar în cele 4 săptămâni de campanie vom avea aici, în Alba Iulia, companii de nivel
mondial, am și uit, aveam de gând să aduc o carte de vizită pe care o pregătisem în timp ce mă îmbrăcam acasă să vă prezint în emisiune, dar o să avem ocazia. O să vi prezint oamenii în carne și oase. O să aducem companii de nivel mondial. O să aducem cea mai mare companie de construcții din lume, care se numește Shanghai Construction Group, cu care ne-am întâlnit câteva cu vreo două săptămâni la București. Eu și Dorin Șerdean, candidatul la primăria Alba Iulia. Și vom prezenta cu acești chinezi care au 3 milioane și jumătate de angajați, care fac vreo 3.000 de kilometri de autostradă pe an, vreo 12 stadioane în fiecare an, 200 de kilometri de tunel, adică oamenii sunt cei mai mari din lume. Motorul este... Corect. Și eu sunt Alba Iulian. Ce vor face chinezii aceia pentru mine dacă votez Partidul Poporului? Vor face următorul lucru. O să vă dezvălui liniile generale, pentru că vreau ca în conferința de presă în care o să-i aduc pe acești oameni din cea mai mare corporație de construcții, în care voi fi cu Dorin Șerdean, atunci vom și detalia. Ce vor face ei cu Alba Iulia este vor pregăti un master plan pentru ca această comunitate să devină un oraș, nu cred că este un oraș acum Alba Iulia, și să poată să pregătească candidatura pentru Alba Iulia Capitală Culturală 2020. Ce înseamnă asta? O viziune a zonei metropolitane, care nu mă refer doar la Alba Iulia, ci la zona care ar putea fi cuprinsă între Sebeș și Teiuș și ar cuprinde comunități și pe o arie de dezvoltare în care putem planta lucruri pe care nu le avem încă, lucruri care să ne poată da legitimitatea să depunem un dosar, poate în 2015-16 să le avem făcute, adică pe finalul primului mandat al domnului Șerdean, ca să avem o șansă la Capitala Culturală Europeană 2020. Adică, da. Adică, concret, vor face planuri? Nu, vor face un studiu de fezabilitate care va fi și prezentat și vor arăta cum Alba Iulia poate să se ridice la nivelul orașelor din jurul nostru, Cluj, Sibiu, Brașov, că nici Deva nu este un oraș, adică îl vizitez destul de des. Și această contribuție vom aduce și finanțatorii, adică nu vor fi promisiuni fără... Aducem partenerul Marele Popor Chinez și această corporație și aducem și un partener european, pentru că există niște rațiuni... Da, ține lumea acum că dacă tot sunteți la testul de sinceritate, haideți să dezvăluim un pic, că poate e interesant ce pentru cei care se uită la noi. Un nume de... Spuneați că aduce și investitori, adică cei care vor vrea să investească. Sunt două bănci care vor susține acest proiect. În Europa este Deutsche Bank, deci este cea mai mare bancă din Uniunea Europeană, și Banca Națională a Chinei din partea Shanghai Construction Group. Acești oameni, într-un parteneriat public-privat, sigur, aprobat cu Consiliul Local, cu Consiliul Județean, cu celelalte consilii din zonă și chiar cu contribuții ale unor oameni interesați de creșterea acestui cent, inima a Transilvaniei. Acest lucru este fezabil și posibil, pentru că vorbim de oameni care știu să construiască și de oameni care știu să finanțeze. Simplu. Și practic ce vor construi? Ce vor construi? Deci... În afară de acel oraș, eu acum am înțeles, dar să le facem o imagine și celor care se uită la noi. Ce vor construi? Ce ar trebui să însemne peste 5 ani, 10 ani, Alba Iulia? Da, deci poate chiar mai devreme, Alba Iulia ar trebui să însemne, în primul rând, o infrastructură adevărată, conectarea între autostrăzile care trec prin Cluj și care trec pe la Sebeș pentru să treacă, ridicare, pentru că vedeți, dumneavoastră, Alba Iulia este căzută între două mari centre de putere care vor fi locale, mă rog, regionale, Cluj și Sibiu. Cluj și Sibiu au ajuns la un nivel foarte înalt, noi suntem căzuți undeva pe fundul văii, suntem într-o nișă cu fața la perete. Viziunea pe care dorim să o dezvoltăm pentru pregătirea bună și cu șanse de reușită a proiectului Alba Iulia Capitală Culturală Europeană 2020, trebuie să conectăm mai întâi orașul din punct de vedere al infrastructurii cu restul țării și al Europei și, bineînțeles, să construim
elemente de identitate, pe elementele de identitate existente, lucruri care se cer într-un proiect de genul Alba Iulia Capitală Culturală Europeană. De exemplu, unde se poate desfășura un act de cultură? Într-un teatru, într-un cinematograf, într-un... Da. Da, da, nu vă întrerup. Sunt niște rațiuni pentru care... Știți, oricum, planul ăsta este mai destul de amplu. Eu vă promit că o să discutăm, dacă doriți, într-o altă emisiune. Da, vreau să vă întreb în același timp, pentru că e adevărat ceea ce faceți, dar acum va trebui să treceți mai întâi prin focul votului, cum se spune, și da. Un fost președinte american spunea votul este mai puternic decât glonțul. Așa că, ce oameni ați pregătit pentru județul Alba? Haideți să începem cu Consiliul Județean. Dați-ne câteva nume. Da. Pentru Consiliul Județean am pregătit o echipă care este complementară. Fiecare om are competențe diferite, deci n-am pus dintr-o anume breaslă sau dintr-o anumită zonă geografică. Deci, pentru a asigura reprezentativitatea tuturor organizațiilor relevante din județ, am pus oameni din orașele importante ale județului, am pus la candidatura pentru președinte pe Ion Marincaș, care este omul, este fondatorul partidului în județul Alba și are cea mai mare legătură cu toate organizațiile înființate până acum. Adică omul a bătut județul, s-a dus peste tot, e cunoscut, s-a luptat ca să convingă oameni să vină lângă noi și lângă el, sigur, sunt oameni care au creat rețele. Următoarele poziții, care ar fi? Nu pot să vi le spun, adică pot să vă spun câteva nume, nu știu, poate sunt cunoscute, poate nu sunt cunoscute. Dorin Pocol este între primii 5 pe lista de consilieri județeni. El este cunoscut în Alba Iulia pentru investițiile în domeniul imobiliar. Horațiu Bibolar este tot este vicepreședinte al partidului la nivel județean. Este fost cadru militar, deci este și vânător ca și hobby, să spun. Deci are o rețea județeană de prieteni, cunoștințe, de familii care îl susțin, de oameni care cred în el. Ana Cosma este prima femeie pe lista noastră și are o rețea de 800 de doamne și domnișoare care sunt, nu să dăm nume de companii, dar sunt într-o rețea de produse cosmetice, farmaceutice, de întreținere și așa mai departe. Aș putea continua cu... Cine candidează la Alba Iulia, cine candidează la Sebeș, la Baiuci și alte localități importante din Alba? La Alba Iulia candidează Dorin Șerdean, este economist, e un om foarte bine antrenat în managementul companiilor, face asta, chiar deține trei firme de brokeraj în asigurări. Este maestru al Federației Internaționale de Șah. La Sebeș? La Sebeș este Radu Roncea, e matematician, are o firmă de construcții. La Iud? La Iud am un prieten, Dorin Dumitru, care are o firmă de distribuție, este economist și el. La Zladna avem un om foarte bun, Buciuman se numește, e profesor, locuiește în Zladna, are și o școală de șoferi, adică interacționează cu tinerii. La Alba Iulia sunteți cotați ca având un scor relativ bun sau o încredere destul de bună în momentul de față, ați putea să faceți anumite jocuri în Consiliul Local. Vă întreb, care sunt primele două poziții pe care le aveți pe lista de consilieri locali? Primele două poziții? Sau? Primele două poziții, da. Cine sunt primii doi candidați? Primii doi la Consiliul Local sunt Dorin Șerdean și... El își va alege, încă nu este definitivată lista, dar probabil va fi
un domn Ștefănoiu. E în, da, în... Și acum aș vrea să vin cu întrebările de la oameni politici. Am încercat să alegem oameni politici tineri din Alba Iulia și, pentru început, domnul Florin Roman, vicepreședintele PNL. Și vă întreabă, care va fi atitudinea Partidului Poporului Dan Diaconescu la constituirea majorităților în consiliile locale și în cel județean în raport cu Partidul Democrat Liberal? Adică ce veți face în Alba, concret, dacă veți avea anumiți consilieri în consiliile locale? Da, eu în principiu și în practică urăsc monopolurile. Nu-mi plac lucrurile în care o comunitate nu se poate, în chingile în care o comunitate nu se poate mișca. Județul Alba și municipiul Alba Iulia sunt în această situație de cel puțin 12 ani de zile. Noi vrem să spargem acest monopol al PDL-ului și ne vom bate să facem un scor cât mai mare ca părerea oamenilor noștri în Consiliul Municipal și în Consiliul Județean să conteze și votul nostru să conteze. Deci asta este poziția mea față de PDL. Și cu cine vă veți alia după viitoarele alegeri pentru a forma majorități? Cu celălalt partid sau organizație de partide care face un scor bun și reușește să facă peste 5%. Adică nu cu PDL-ul? Nu cu PDL-ul. În niciun caz? În niciun caz. Nu. Chiar dacă la nivel național se va dicta un trend spre PDL? Trendul este dictat de populație, nu este dictat de liderii de partide și populația nu mai vrea PDL, nu vrea să mai audă. Deci aceste este litere, când le spui într-un sat, ar fi bine să te ascunzi acum, vă spun. Și în sate în care au câștigat 80%, în comunități unde au luat 80%, acum sunt într-o poziție ingrată. Deci nu poți să înot împotriva curentului. Asta e curentul. Nu mai vor. Jidvean, președintele PSD Alba Iulia, vă întreabă. Credeți că noua generație de politicieni din Alba Iulia, din județul Alba, are vreo șansă să schimbe percepția populației privind politicianul demagog? Da, prima șansă o jucăm în alegerile locale și toți oamenii mei sunt cel puțin în orașe, în județ, sunt până în 50 de ani. Deci sunt oameni tineri și politic și biologic. Și șansa lor, da, este acum. Trebuie să arate că demagogia trebuie să oprească și să începi să faci pentru comunitatea ta mai mult decât faci pentru familia ta, cum se întâmplă până acum în celelalte cazuri. Domnule Comșan, nu v-am întrebat dumneavoastră la ce funcție veți candida la alegerile locale? Dacă vei candida în Alba Iulia sau în județul Alba? Nu, vă întreb la ce funcție v-ați hotărât să candidați, dacă sunteți hotărât să candidați. Da, încă nu știu exact dacă voi candida, mai sunt câteva zile, dar probabil voi candida la București, unde am și domiciliul. Deci nu în județul Alba? Nu, în județul Alba am făcut o echipă bună, puternică și am această generozitate să o coordonez, să o ajut și să o duc la victorie. Pe finalul emisiunii, ce ar însemna în cifre această victorie din punctul dumneavoastră de vedere în Alba? Ținta mea este un procent de 20%. 20% și câte primării? Cel puțin 15. Da, un scor interesant. Vom vedea oricum după alegeri. Eu vă mulțumesc mult de tot pentru prezența de emisiune. Vă mai așteptăm la Alba 24, vă mai așteptăm la testul de sinceritate. Abia aștept. Mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, îi mulțumim încă o dată domnului Cornel George Comșa, președintele Partidului Poporului Dan Diaconescu, organizația județeană Alba. Cât de sincer a fost, veți decide care fiecare dată dumneavoastră. Rămâneți aproape de Alba 24.